Osea, capitolul 4, începând cu versetul 1, să ascultăm cuvântul Domnului. Ascultați cuvântul Domnului, copilul Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. De aceea, țara se va jeli. Toți cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării vor pieri. Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei care se ceartă cu preoții. Te vei potigni ziua, prorocul se va potigni și el împreună cu tine noaptea și pe mama ta o voi nimici. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Cu cât s-au mulțit, cu atât au păcătuit împotriva mea, de aceea le voi preface slava în ocară. Ei se hrănesc din jerfe pentru păcatele poporului meu și sunt lacom de nelegiuirile lui. Dar și preotului se va întâmpla ca și poporului, îl voi pedepsi după umbletele lui și îl voi răsplăti după faptele lui. Vor mânca și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulți, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile lui. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Poporul meu își întreabă lemnul și toiagul lui prorocește, căci duhul curviei îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munților, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curvesc și nororile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nororile voastre pentru că sunt prea curve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire. Dacă tu curvești, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceți măcar la Gilgal, nu vă suiți la Betaven și nu jurați zicând viu este Domnul, pentru că Israel dă din picioare ca o mânzată neîmblânzită și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse. Efraim s-a lipit de idol, lasă-l în pace. Abia au încetat să bea și se dedau la curvie. Cârmuitorii lor sunt lacom, da, sunt lacom după rușine. Vântul îi strânge cu aripile lui și vor fi dați de rușine cu altarele lor. Într-o vreme în care există multă schimbare bună și rea, ne este greu să înțelegem ce înseamnă loialitatea pe viață. Mai toate atașamentele, mai toate legăturile noastre sunt incerte sau de scurtă durată. Viața noastră tinde să fie foarte, foarte flexibilă și foarte mobilă. Și există aspecte pozitive în această flexibilitate a vieții, că nu mâncăm aceeași mâncare în fiecare zi, cum alți oameni în alte vremuri mâncau doar pâine goală, nu aveau altceva. Nu avem o singură haină pe care să o purtăm ani de zile, avem probabil măcar două, nu avem o singură pereche de încălțăminte. Și e bine. Nu suntem nici blocați într-o țară, dacă vrem putem să emigrăm, putem să dobândim alte cetățenii. Sunt aspecte pozitive ale acestei vieți flexibile cu care suntem obișnuiți, dar flexibilitatea are și aspecte negative. Pentru că sunt domenii ale vieții în care flexibilitatea nu are ce să caute. Pentru că atunci când intră flexibilitatea acolo, atunci ne strică viața. Dacă ne gândim la flexibilitatea celor care aplică legea, uneori aplică legea, alteori nu. Ce se întâmplă? E o corupție la mijloc. Aduce haos în societatea noastră. E flexibilitate. E aceeași idee, dar aplicată într-un domeniu în care n-ar trebui să fie flexibilitate. Hoțul trebuie să fie
pedepsit. De ce? Pentru că altfel se apucă toată lumea să fure, crezând că poate o să fie flexibil cu mine judecătorul sau cei care aplică legea. Trăirea în imoralitate sexuală, flexibilitatea aplicată la căsătorie, strică familii, strică viața. Și în acest context al flexibilității ce se află în mai toate domeniile vieții, ne întrebăm cum poate să mai existe un devotament de neclintit. Cum putem să vorbim de loialitate față de Dumnezeu? Dacă ne este atât de greu să fim loiali unei persoane pe care o vedem, cum o să fim noi loiali lui Dumnezeu pe care nu-L vedem? Problema loialității este în centrul cărții profetului Osea. După 3 capitole în care avem relația lui Osea cu Gomer, care ilustrează lipsa de loialitate a poporului față de Dumnezeu, acum intrăm într-o parte a cărții în care profetul lasă la o parte ilustrația și profetul Osea acționează ca procuror al lui Dumnezeu. Începe să aducă acuzații împotriva poporului. Poporul a încălcat un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul, la fel cum Gomer a încălcat legământul căsătoriei. După cum Gomer este trasă la răspundere pentru încălcarea legământului căsătoriei, la fel acum poporul este tras la răspundere pentru ce a făcut. Pentru că Dumnezeu trage la socoteală oamenii în baza legământului în care sunt cu Dumnezeu. Noi oamenii suntem chemați să stăm față în față cu aceste acuzații, să dăm socoteală de păcatele noastre. Ceva ce nu se vede în traducerea noastră este că avem de-a face cu versuri. Este un text de o frumusețe poetică deosebită, o frumusețe poetică ce însoțește aceste acuzații și le sporește solemnitatea. Osea scrie aici ca și cum un procuror în sala de judecată își începe discursul, își începe tirada acuzatoare cu multă iscusință. Și dacă bănuiești că ești vinovat de păcat, dacă bănuiești că te acuză cuvântul lui Dumnezeu, așa este. De aceea parcurgem această carte, ca să ne înțelegem păcatul. De aceea, deși nu avem centuri de siguranță aici la bănci, ca să vă spun să vă puneți centurile, să vă țineți bine, urmează 2 luni de zile în care parcurgem cartea Osea, tocmai ca să descoperim cât de mult ne afectează păcatul, cât de mult ne murdărește și ne strică păcatul. Pentru că înțelegându-ne această problemă, să alergăm înspre Dumnezeu, să alergăm înspre Hristos și să găsim la Hristos soluția. Începem cu textul de astăzi, care are 3 părți, cu 3 seturi de acuzații. Acuzații care arată lipsa de loialitate a oamenilor față de Dumnezeu. Prima parte este o acuzație generală adusă împotriva poporului pentru încălcarea legământului. O vedem din versetul 1 până versetul 3. Sunt acuzații generale cuprinzătoare, introduse în mod formal cu fraza: ascultați cuvântul Domnului, căci Domnul are o judecată. S-a terminat introducerea, s-a terminat ilustrația din primele 3 capitole. Acum începe procesul. Dumnezeu se judecă cu poporul, Dumnezeu are o dispută cu poporul și este bazată disputa aceasta pe legământul ce l-a făcut cu poporul. Ne dăm seama că este invocat legământul, deoarece se repetă de mai multe ori cuvântul țară. Și Dumnezeu le-a dat țara atunci când a făcut legământ cu ei. Și de aceea, ca să înțelegem încălcarea legământului, ca să înțelegem acuzația, trebuie să privim puțin la ce era acel legământ. Un legământ pe care Dumnezeu îl face cu ei în Exod 19, unde le spune:
Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Și ei aud aceste cuvinte și promit să asculte. Apoi urmează Exod 20. Ce avem în Exod 20? Avem cele 10 porunci, avem alte lucruri care sunt stipulate acolo. Pe baza acelor lucruri care au fost date, pe care poporul și le-a însușit, acum vedem că Dumnezeu vine și se judecă cu poporul prin profet ca reprezentant al său. Și în textul nostru vedem ce reclamă Dumnezeu. Dumnezeu, în primul rând, reclamă niște lucruri care lipsesc. Ce lipsește? Lipsește credincioșie față de Dumnezeu, lipsește dragoste față de Dumnezeu, lipsește cunoștință de Dumnezeu. Și pe lângă aceste lucruri care lipsesc, vedem că sunt prezente lucruri care n-ar trebui să fie. Ce este și n-ar trebui să fie? Jurământ strâmb, minciună, crimă, furt, adulter. De aceea, pe baza acestor încălcări ale legământului, acestea sunt încălcările, pe baza încălcărilor legământului, vedem consecințele. În versetul 3 vedem consecințele. Care sunt consecințele? Țara plânge, toți de acolo și animalele tânjesc. De ce? Pentru că Dumnezeu, în baza legământului, a promis pace și o viață bună în țară, dacă vor asculta, și blesteme și pedeapsă pentru neascultare. De aceea, nu doar că ei sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, ci țara este pedepsită. Și nu doar că avem parte de lipsuri, de suferință, o suferință a țării, dar parcă și aici, când vedem că țara tânjește, și în alte texte, țara este oarecum personificată în această pedepsire. Într-un alt loc li se spune că țara îi va voma afară dacă vor fi neascultători. Spune în alt loc că și toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta care au fost înaintea voastră în ea și astfel țara a fost pângărită. Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei dacă o spurcați așa cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Care este imaginea ce ne oferă aici Vechiul Testament? Dumnezeu le spune, dacă încălcați legământul, dacă păcătuiți împotriva mea, dar voi trăiți pe pământul meu pe care vi-l dau eu, sunteți atât de detestabili încât nici pământul nu vă mai suportă și o să vă vomeze afară. Ați crezut că veniți la biserică să ascultați lucruri frumoase astăzi? Asta nu e o imagine prea frumoasă, dar ne arată cât de urât este păcatul nostru și cât de groasnici devenim noi prin păcatul nostru. Nici pământul ne mai suportă, suntem groasnici. Și s-ar putea să ne întrebăm, cum putem să spunem așa ceva? Păi noi suntem oameni de treabă, noi suntem oameni civilizați, cum să spunem că suntem ca o vomă? Suntem politicoși, avem o istorie, avem o cultură. Toate sunt în gunoi. Dacă ai făcut un singur păcat înaintea lui Dumnezeu, nimic altceva nu contează. De ce? Pentru că ești murtar, ești vinovat, ești stricat. Nu doar tu, ci și eu. Fiecare din noi. Cum s-ar putea să vă întrebați de aplicăm aceste lucruri așa la toată lumea? Până la urmă sunt un text scris evreilor de atunci. Ce treabă are asta cu noi? Nu doar evreii de atunci sunt într-un legământ cu Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că nu doar evreii de atunci locuiesc pe pământul lui Dumnezeu. Și cine zice că nu crede în Dumnezeu? Cine zice că nu există Dumnezeu? Dacă ești pe pământ, dacă locuiești, trăiești pe pământ, ești într-un legământ cu Dumnezeu. Te naști într-un legământ deja încălcat, deja stricat prin neascultarea lui Adam.
Și prin faptele noastre, după ce ne naștem în acest legământ eșuat, doar sporim stricăciunea pe care o avem. De aceea aceste cuvinte nu se aplică doar evreilor de atunci, pentru că nu doar ei se află într-un legământ încălcat, ci orice om care se naște în această lume se naște într-un legământ stricat al lui Adam. Dacă spui că nu există Dumnezeu, că nu vrei să ai de-a face cu Dumnezeu, dacă crezi că poți să fii doar spectator la toată discuția, la toată chestia asta, nu se poate. Și evreii de atunci credeau că pot să-și vadă de treaba lor și în același timp să îl manipuleze pe Dumnezeu. De aceea ajungem la a doua secțiune, la al doilea set de acuzații, unde vedem acuzații aduse împotriva liderilor religioși care au contribuit la pervertirea religiei. Vedem lucrul acesta din versetul 4 până în versetul 10. Vedem cum aici profetul aduce acuzații preoților și profeților care au fost pervertiți în Israel. Acești oameni au contribuit la starea în care se afla poporul Israel pentru că nu și-au îndeplinit datoria pe care o aveau. Din versetul 6 li se spune: poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Și apoi din versetul 8 vedem o acuzație și mai specifică. Le spune: ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului meu și sunt lacomi de nelegirile lui. Adică preoții voiau ca să existe această stare în Israel. Ce înseamnă asta? Atunci când un evreu păcătuia și dorea să obțină iertarea, să se roage lui Dumnezeu, nu doar că mergea la templu să se roage, ci trebuia să aducă și o jertfă, un animal ca jertfă. Și în legea ceremonială a Vechiului Testament, o parte din animal era ars pe altar, dar o altă parte din carne era păstrată la templu și devenea a preoților. Și din ceea ce vedem în acuzația asta, când spune că ei se hrănesc din jertfe și sunt lacom pentru nelegiurile poporului, vedem că oamenii trăiau în păcat, continuau să practice aceste ritualuri, aduceau jertfele la templu, dar jertfele lor nu erau însoțite de părere de rău și de căință. Credeau că rezolv orice problemă doar dacă aduc animalul la templu. Și preoții nu se supărau. Preoții profitau de lucrul acesta. La preoți nu le păsa că oamenii nu se pocăiesc de păcatul lor, că nu vor să se îndrepte. Ei doar voiau să continue jertfele la templu ca ei să își ia comisionul, să își ia partea din jertfe. Preoții aveau de fapt rolul să-i mustre pe oameni, să îi învețe, să îi îndrepte, dar nu făceau asta. Îi lăsau în continuare să trăiască în păcat, să nu-i supere, ca să vină în continuare cu animalele la templu. Acum nu știu dacă asta vă aduce aminte de vreun eveniment din istorie sau de practici din prezent. Nu avem timp să intrăm în prea multe detalii, dar ceea ce vedem în textul nostru este că Osea îi readuce la realitate în această profeție. Atât preoții cât și poporul trăiau într-o iluzie. Credeau că ei împlinesc toate ritualurile necesare și sunt ok cu Dumnezeu. De fapt, erau sub condamnarea lui Dumnezeu. Nu poți să trăiești în păcat nepăsător, să fii convins că tu așa o să continui în păcat și să faci un ritual mic din când în când să crezi că ți-ai rezolvat problema. Dacă de luni până sâmbătă te doare în cot de ce spune Dumnezeu și vii aici și spui o rugăciune duminica, n-are absolut niciun sens. Nu ai iertarea păcatelor, ești sub blestem, ești sub condamnarea lui Dumnezeu. Că nu de asta are nevoie Dumnezeu. Ca tu o dată pe săptămână să te oprești un pic din ce faci și să faci un ritual. După cum n-avea nevoie de carne a celor animale, n-are nevoie nici de cuvintele noastre.
Nu putem să-L manipulăm pe Dumnezeu. Nu putem să găsim o cale să fentăm sistemul, că de luni până sâmbătă facem ce vrem și duminică o oră suntem creștini. Dacă slujitorii bisericii ar oferi asigurare celor care fac asta că sunt iertați, nu ar face decât să le dea o asigurare falsă. Și asta este ceea ce făceau acei preoți, care nu erau interesați de starea spirituală a poporului, ci voiau numai să vină pe bandă rulantă animalele ca ei să-și ia comisionul. Evreii aceștia erau foarte descurcăreți, aproape la fel de descurcăreți cum se cred și românii astăzi, nu? Nu cred că Biblia e adevărată, nu cred că Iisus e Dumnezeu întrupat, nu cred că Iisus a înviat din morți, trăiesc oricum, dar din când în când mai fac câte un ritual religios, mai trec pe la biserică, mai aprind o lumânare, mai spun o rugăciune. Este o iluzie. Și în această iluzie a religiei pervertite, vedem următorul lucru. Vedem cum pervertirea avansează până când religia aceasta ajunge la putrefacție. Și asta e al treilea set de acuzații, a treia parte a textului nostru. Este o acuzație adusă împotriva idolatriei, împotriva adulterului spiritual, cel mai grav păcat. O vedem din versetul 11 până versetul 19. Este de departe cea mai gravă acuzație, pentru că are în vedere o transformare radicală a ce însemna închinarea și religia acolo. Inițial, ce se întâmplă? Inițial, religia pervertită începe să tolereze păcatul. Începe să tolereze un formalism prin care oamenii încearcă să-L manipuleze pe Dumnezeu și să rămână liniștiți în păcatul lor. Dar următorul pas, următoarea etapă a pervertirii, este faptul că încep să abandoneze atât de mult cuvântul lui Dumnezeu încât îmbrățișează idolatria. Și vedem aici descrise practici păgâne, întrebarea lemnului, toiagul ce prorocește, aducerea de jertfe în locuri în care nu trebuiau să aducă jertfe, trebuiau să aducă jertfă doar la templul din Ierusalim. Nu mai contează cum a zis Dumnezeu că trebuie să fie închinarea, contează ce le place oamenilor, ce văd oamenii interesant la popoarele din jur, și închinarea lor devine o chestiune de cultură, o chestiune de preferință, împrumută din aspectele religioase ale popoarelor din jur. Dar acești oameni în continuare aduceau jertfe și la templul lui Dumnezeu și făceau pe de altă parte idoli și practicau închinarea popoarelor din jur. De aceea, în acest context al idolatriei, vedem o nouă discuție despre imoralitatea sexuală, despre curvie și prea curvie, cum sunt traduse în traducerea pe care am citit-o. Aici este vorba despre ritualuri păgâne, la temple păgâne, după cum menționează textul, în care prostituția avea un rol în ritual. Prostituția lui Gomer, din primele trei capitole, este reprezentativă nu doar pentru starea generală a poporului, ci și pentru acest aspect al idolatriei poporului. Și aici Dumnezeu clarifică faptul că acuzația nu este în primul și în primul rând adresată împotriva acelor femei, ci și a celor care se fac vinovați de acest păcat cu ele. Acum, mintea modernă s-ar putea să spună, aoleu, ce lucruri groaznice, femeile acelea sigur erau dezavantajate, n-aveau toate drepturile, profitau alții de ele. Dar modernitatea nu aduce nimic diferit. Și în modernitate, imoralitatea sexuală este cel mai mare idol, este religia dominantă. Să te culci cu cine vrei, indiferent de ce spune legea lui Dumnezeu, profetul Freud, nu, din psihologia modernă, reduce la sexualitate. Modernitatea are aceeași idolatrie, dar fără elemente antice, fără elemente mitologice.
Este o idolatrie redusă la esență. Relații sexuale, împlinirea dorințelor fără să-ți pese de legea lui Dumnezeu. Nu mai există nimic care să te îngrădească pe tine, nimic care să conteze dincolo de tine, de ceea ce îți dorești tu. Și aici putem să ne aducem aminte de acele versete din Evanghelia lui John Lennon, care spune: imaginează-ți că nu este rai, imaginează-ți că nu este iad sub noi, deasupra noastră doar cerul, imaginează-ți toți oamenii trăind doar pentru ziua de azi, imaginează-ți că nu sunt țări, niciun motiv să omori sau să mori, nici religie, imaginează-ți, e ușor dacă te străduiești. În idolatria modernă există o singură loialitate față de tine însuți și față de dorințele tale. Tu și ce vrei tu, asta este Dumnezeul la care te închini. În epoca modernă, privim la Osea, capitolul 4, ca să ne descoperim păcatul, ca să ne descoperim înclinațiile pervertite, lipsa de loialitate pe care și noi o avem față de Dumnezeu. Când trăim pe pământul lui Dumnezeu, dar suntem lipsiți de loialitate față de Dumnezeu, suntem murdăriți, suntem pervertiți, suntem păcătoși, scârboși. Trebuie să înțelegem cât de scârbos este păcatul nostru, oricare ar fi păcatele noastre, ca să înțelegem nevoia să fim curățiți, nevoia să fim mântuiți, ca să ne îndreptăm spre Hristos, ca să începem să ne dorim viața nouă pe care Hristos ne-o dă prin credință. Dacă nu crezi în Hristos, dacă trăiești în răzvătirea păcatului, deja a început procesul. Ești pus sub acuzare. Că dacă crezi în Hristos, Dumnezeu s-a judecat deja cu tine, acolo pe crucea lui Hristos. Și în fiecare liturghie avem o sesiune de judecată, în care cei necredincioși sunt acuzați și avertizați de condamnarea lui Dumnezeu, pe care o merită prin faptele lor. Dar cei credincioși nu mai sunt acuzați, pentru că Hristos a fost acuzat pe cruce în locul lor. Acuzarea legii, pe care o vedem cu atâta fermitate, cu atâta duritate în Osea 4, este însoțită și de chemarea Evangheliei. Evanghelia ne cheamă la reconciliere și ne promite o viață nouă prin Hristos. Să ne rugăm! Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat în întunericul acestei lumi și în mintea voia minții noastre blestemate. Îți mulțumim că nu ne-ai lăsat pradă păcatului nostru și ai avut milă de noi, aducând cuvântul Tău la noi ca să înțelegem problema noastră. De aceea te rugăm să lucrezi în mintea și inima noastră, ca să ne ajuți să vedem cât de urât și de nedorit este păcatul nostru. Să ne dorim să ne apropiem de Tine, să ne dorim viața nouă pe care ne-o dai prin Hristos. Și în contextul acestei vieți care este plină de dificultăți și plină de ispite, să nu devenim copleșiți și speriați de toate aceste greutăți în calea noastră, ci să ne aducem aminte de promisiunea Ta, de bunătatea harului Tău, că deși am meritat să fim acuzați în Hristos, Tu ne scoți de sub condamnarea păcatelor noastre. În numele Lui ne rugăm. Amin.